tante diapositive, hai ci avvalato lucrare a veraco vita delle balene, prima ci siamo laureati in letteratura di specialità, facute ad oggi dopo tutte le spedizioni brigica di pregoriaggio, gins preforzù, la covita napos, la covita. Hai esplorato, blu, un'idea che può essere buona di simbolo curia. La politica è in colore sepia, che è un'altra immagine, sono originale raccolte, tagliate con diamante, dentro di una politica, 9 per 11 cm, si trasformate in micro politica laica. La comitata di tre pinguini, qui in Belgia, ha avuto uno qui, non ha potuto uscire, come si appestrava qui, sentire la circolazione a copie, facciamo, oppure la negra di occa, che si trovava, che ammirava questo animale. A mon cher ami, e mir, la comitata. La comitata, Aris, o mio nome, che deve spedire, e si è dedicata a sembrare un spedice. Asemenea, semnul tu se păstrează astăzi, pe cartea în care Amundsen povestește expediția belgică. Într-o excursie de plăcere aplicată cu studenții în același timp, în Palma de Mallorca, vine paznicul peșterii la acest savant, domnul profesor, pe suprafața apei, trăiește ceva mic cât capătul unui chibrit și alb. Acolo se aleargă repede acolo, scoate unul din tubușoarele cu alcool, prinde acel animal și îl descrie primul animal de cavernă sau cavernicol din activitatea de biospeolog a dinamului. Ca urmare va scrie o carte despre speologie care îndreaptă este tradusă pentru a 4 ore în limba engleză și acele directive. Eu nu sunt biolog. N-au fost schimbate decât completate până în zilele noastre. Iată cum arată un animal de peșteră. N-are ochi. În locul ochilor, ciorușe foarte lungi, antene foarte lungi. O expediție pe vremea speologului francez Martel, care a fost un fel de racovita al Franței. Îl vedeți. Ca și racovita a făcut același păcat. Nu s-a dus unde l-au trimis părinții decât cu silă. Devine avocat. După care vă rog, întoarceți diapozitive. Diapozitivul, întoarceți-vă. Nu. Tot nu asta o fiți, vă rog, o istorie asupra acestui diapozitiv. Rakovica aduce din Paris aparat de proiecție, ecran, material fotografic și 4 scări a câte 10 metri, puștei de lemn, funie de chin și cânepă. Colegul meu, Sherman, se duce la fabrica de funii din Arad și comandă 10. Rakovica, entuziasmat, comandă, face un nou proiect cu funii de 20 de metri pe un singur cal. Printre primii, înainte de a intra în pădure, este savantul Rakovica, eu sunt ultimul, și îl conduce la o peșteră, pojarul poliției, o veche continuare astăzi prăbușită a peșterii Rakovica, unde moșul se uită în jos și zice, este prea adânc pentru mine. Dumneavoastră, tinerii, se cade să reveniți aici și să vedeți cu cei cu peștera asta. Asta este una cele mai valoroase științifice. Are cristale aproape inexplicabile, care cresc împotriva gravitației, cresc la deleal, trag prin capilaritate apa pe suprafața cristalului.
picaturile de care sustâng pe aceste cristale. Le-am descoperit a fi permanente. Am făcut o punte din virtue igienică sub această cristalizare. După 3 luni și 8 zile, picatura a perforat virtuea igienică. Atâta noi am spus permanent. În același an, un ceh a publicat o lucrare cu același titlu, picături permanente, Jiri Kukra. Departe de noi, să fim supărați, sau invidioși, ne-am felicitat și de atunci, în fiecare an nou, eu îi scriu cu cristalele mele, numele lui scrie cu cristalele lui, am două permanente. Cristian Lascu, vă rog, nu duceți diapozitivul mai departe. Este acela care conduce revista în limba română, National Geographic, cea mai frumoasă revistă din lume. Cristian Lascu se află pe malul Mării, 1986, își pune masca pe obraz, se coboare în apă și se fotografieze meduze. Înainte de a merge la apă, indice copii, nenea a venit repede că un escavator a căzut într-o fântână. La 200 de metri de departare de apă, un excavator și-a pierdut numai lingura, dar nu căzuse. La lingura aceea spart gaura care o vedeți. Cristian Lascu coboară și descoperă peștera minune, așa ceva, n-a fost încă pe pământ. 49 de feluri diferite de animale de peșteră. Trăiesc aici, neștiute de nimeni, închise complex, n-au niciun contact cu exteriorul. Se hrănesc cu procese, cu rezultatul unor procese biochimice care pun pe suprafața apelei, apei dumneavoastră a coborât într-un lac, o poșniță care s-a dovedit conține materie organică care hrănește aceste 49 de animale din diferite clase zoologice din peștera de la Mobile. În peștera de la Mobile, Cristian Lascu dă o alarmă Institutului din București, lasă-mă, domnule, că e lângă apă și o pui de freatică fără nicio folosință peste. Încă un an sterie, pentru că un institut din străinătate, din Franța, a auzit despre această descoperire și atrage atenția noastră, pe care o primim atragere cu bună știință și cu plăcere, că trebuie mai mult decât să le adus în masa binocularelor și văzut cine sunt acești 49 de locuitori. Și se descoperă bomba. Vă rog, rețineți respirația. În această peșteră, cu 9% de oxigen, se poate trăi. Aici avem 21 sau patologii, putem coborâ până la 19% de oxigen. Pleacă de azot și colegii noștri francezi, analfabetism speologic, un mic articol în jurul de azot. Tinerii speologici români din Cluj cred că au inventat o pompă cu care se trăiește fără oxigen. Urma lor, am răspuns în felul următor. Vă rog să veniți și să ne îndrumați ce să facem cu această compoziție, dacă ea există. Mai puțin de 10 zile a venit un minibus cu 5 euroși francezi, s-au întors cu probele și ne-au tras acum 4 articole mari de felicitări. Într-adevăr, se poate trăi în peștera de la Mobile, de pe malul Mării, cu numai 9% de oxigen. Am redus la 8, după 4 ore, nu ne-am simțit bine și am ieșit de bună ore. Vă rog mai departe proiectul. Muzeul de Speologie există numai în acte. După ce am pus mână umărul
attenti alla profezia. Non anche una determinata idea per Gesù, avete fatto. Gesù di dove anzi giumatate, o lucine a stinte di gruz. Am reclamat la multe foruri posibile, impossibile. Deschideți porțile muzeului. Muzeul e gata. A funcționat 3 ani minunat. Până când un animal pe 2 picioare, s-a dus la primărie și a reclamat că pe poarta lui umblă străin. Avea intrare comună. Vizitatorii cu o locuință de-a lui de 2 camere. Și pereții din locuința lui au crăpături și primăria va răspunde dintre următoarele accidente și cazuri grave, pentru că se prăbușește toată treaba. Am dus la fața locului cu un inginer important, Rotarian, Bunea Viorel, și a spus așa: nu se crapă nimic, nu se prăbușește nimic. Este răutatea animalică acestui om de 70 de ani. Atunci am făcut o comisie, am adus un polițist, am adus un arhitect, i-am dat telefon, i-am scris că la ora 5 după masă îl rugăm să vină și să facem ceva, să deschidem porțile închise ale singurului muzeu de speologie din această parte a Europei. Atunci individul a luat 2 traverse de cale ferată, de lemn. Le-a pus în cruce dincolo de ușă și a bătut piroane de 30 de centimetri. S-a baricadat ca și cum ar fi venit tătarii. Am făcut un proces verbal cu motivări. Primăria nu poate face. În dreapta este o urmă a omului de Neandertal. Ce e cea mai veche de pe pământ. Nici singura, sunt 11 asemenea urme care am descoperit-o în peștera Ghețarului de la Mântop, împreună cu studenta de la Politehnică, Seche Iulia, și cu colegul meu, Bucur Ioan, membru corespondent al Academiei Române, geolog de faimă, care atunci curăța lampa de carbin și bărea în ea carbistura. E un necaz cu proiectorul? De ce v-ați oprit? Se păstrează cu sfințenie, unde e posibil, urme din viața personală a savantului. Revia de academician. Sabia de academician. Nu numai în institut, sau în academie, sau în instituții științifice. A fost decorat după ce s-a întors cu vasul Belgica. De către regele Leopold al II-lea, Ferdinand al nostru, Carol al nostru, regele Mihai și guvernul francez. Guvernul francez i-a dat lui Rakovice singurul caz. De 2 ori, Legiunea de Onoare. Odată ca și cavaler, șevalier, și a 2 ori ca și comandant. Nu știe nimeni de ce. Pentru că a predat la Sorbona, pentru că s-a format la Corisa la Paris. Decorații din partea României sunt în ziua număr de 17 și sunt încredințate familiei care le păstrează cu sfințenie. Și acum ia o mică pauză. Rakovița sosește în Europa și ține 7 conferințe în 7 locuri mari despre lupta pentru traiu ura urma. În drum și pe polul sud. Ajunge și la Ateneul Român din București, sală plină, ora 7 seara, proiectorul, sală
pe scena o pânză din asta, asta e proiector, bec de 250 de vați, puternic, și dintr-o dată se stinge lumina. Ecranul ajută la Paris. Și lumea din sală, adică au rămas în întuneric. Dacă o să se dă și dă nu vă impaciență. Așa e asta, care? Proiecțiunea electrofotografică. Așa i-a spus diapozitivului. Un cuvânt pe care am să-l rostesc înainte ce te-am pune ca pe capacul de la sicriu pe cap. Asta i-a făcut o sumă, o adunare, câte proiecții și pe unde a făcut și el crede că a făcut cel puțin 800 de proiecții. Avem o scrisoare din Lugos, unde un biolog care era comisorul cunoaște mai mult, se răcheamă să vorbească despre detaliul de la scrisoare. El răspunde, aveți sale cu întuneric. Proiecția era din diapozitive, nu se poate face pe lumina asta. Asta este proiecție digitală. Unde-i proiectorul? Undeva în tavan? Ale noastre? Adonane mele, sunt un diapozitiv în care faci un diapozitiv în scop și baja cu altul lucru. Și dacă e de 4 ori mai puțină, orice de lumină. Dar acest diapozitiv a făcut minunte. Eu, poate că vorbesc interesant, dar nu un maximum de studenți în sală, 96, nu eu l-am obținut, ci diapozitivele. Când sunt în ecran și arăt o polie, un avem, diacrale, la piezul, stalactite, stalagmite și multe alte comori, nu trebuie să vorbesc. Studentul a intrat deja în subiect. Asta a fost secretul sărilor de curs ale Vrapovici și eu, cu numărul mulțumitor, niciodată n-am făcut absențele. La ora joi dimineața la comisie, la ora 10, are curs, o dată pe săptămână, un an și jumătate. Pe coridor sunt oameni, nu studenți. Studenți sunt, aici, pe atâtea lucruri. Dar sunt oameni, e un preot, e un călugăr, e un pompier, e un contabil. Când începe cursul domnul profesor? Da, mai sunt locuri. Locuri nu sunt și nu sunt nici scaune, stau în picioare oameni și ascultă convenința profesorului de acolo. Pentru dacă e vorba de un orator, atunci eu l-am la o parte și las pe acolo să vorbească. Până la capătul vieții mele. Tot ce există bun în mine, o taină care n-a rostit nimeni din această minune de adunare de oameni, este faptul că eu copiez pe Racovița tot ce s-a putut. Eu sunt o urmă, un rest de viața lui Racovița. Fără Racovița nu eram aici și nu eram nicăieri. El a fost omul care, când se întoarce definitiv în țară, chemat și primește un institut de speologie în film, știe să-și ajute oamenii care au praf conacului din satul Sorănești și satul Cupricina. Conacul ăsta e în două, jumătate școală, jumătate rămâne pentru familie. Un drum de 12 km până în satul vecin, unde este un dispensar. Toată pădurea lui Neacol este să de fiecare sat, sătență. 4 strați. Sata lui Racovița încă dă bani la primărie să se facă o biserică și în satul Șorărești.
Și într-o zi ne cheamă, cheamă ziariștii. Ce notați? Ce face domnul? Descriem cum un cetățean își face naționalizarea averii. El a făcut o reformă agrară în statul lui. A împărțit tot. Și eu n-am ce spune. Eu nu dau de la mine din casă nici dar o roată de rezervă. Omul acesta și-a păstrat o cameră și jumătate în care și acum s-a instalat un muzeu, doar că acela funcționează și e deschis în memoria sa factură. Am vorbit de profesorul Coroiu, decanul nostru, care ne sprijină peste tot, mai puțin muzeul acolo. Dar sunt a fost doar. Sala de curs. Primii trei din față șed cu fundul pe podea. Sala e înnecată, întunecată complet. Dar sunt a fost doar. Primele tabere de aplicație practică cu studenții în peșteră. Imaginea de adineori a fost în peștera de la Trușoara, unde am coborât la 11 noaptea și două nopți am locuit, vă rog să-i vedeți, e ora 11, cinăm și ne culcăm în sasele lor, după care vizităm peștera. Peștera are pentru Rakovița următorul eveniment. Stă pe scaună în institut, mohorât și aproape adormit. Asistentul lui și doamnă îl întreabă, doamne profesor, nu vă simțiți bine? Da. E foame, e somn. Ce aveți? Vânătoarea mea, aici, în lumea de suprafață, n-are rost. Ce vânați, domn profesor? Frumosul! Așa au ridicat vocea de m-am speriat. Acolo stau ceasuri de banchiză, gheața care este deasupra apei, și fac deosebirea între cristalele hexagonale de gheață, între zăpada pulverii, între zăpada înghețată, între blocurile mari cu fisare până la 8 centimetri de gheață. Nu pot să spun șervane, picule, așa spune. Ce însemnează frumusețea zăpezii și a gheții? Îmi lipsește și nu... Domn profesor, cum să vă lipsească? Avem gheață în muntea cu semn. Unde? Sub pământ. După la o zile pleacă o expediție, Rakovița ajunge la casa lui Pașca. Asta e cea mai frumoasă fotografie a lui Simon. Pasărea mai așa, gheață. Intră în casa pădurarului, gornic îi zice, se așează moșul pe scaun și vede pe perete un tablou, xilogravură, așa cum îi spune, din culori, despre împăratul Iosif al II-lea și toți baronii sfinții în frunte cu Blumenthal și cu Maria Teresa. Ce-i cu sălbaticii ăsta aici pe perete, întreabă moșul acolo. Cum ce-i? Ăștia ne-au făcut ca la ferata din Câmpeni și până în Gârda. Pardon, din Câmpeni și până în Turda. Rakovița n-a mai zis niciun cuvânt, din potrivă, s-a răbutat cinstitul pe părat. Dar se știe astăzi că împăratul din Avrame avea, din Avrame Iancu, sentimente de simpatie pentru moții din țara moților. Dar a avut lângă el baroni și baronei care i-au strivit tot
maggioritatea acțiunilor de ajutorare a munții. Asta e ghețarul de la Șcălășoara. Adepoștește 130.000 de tone de gheață subterană. Cea mai mare rezervă de gheață subterană. Aici suntem la rezervația mare, la 80 de metri adâncime. Aici am dormit în sac de dormit. Mi-am pus aparatul de radio la ciburete. Am văzut coboare unde e, jos. Aici ne-o trăznit în peșteră. Ne-am speriat, am văzut o lumină verzie puternică, după care am tras termorul la loc, în sacul de dormit, și ne-am continuat treaba liniștit. E salul de la Scărișoara. E mic! 720 de metri în jucărie. Peștera Aisvizul Verzi, din Austria, 42 de kilometri. Dar partea cu viața are numai 900 de metri. Restul este o peșteră peșteră, departe, de 3-4 ori mai puțină gheață decât Scărișoara sau Dobșina din Cehoslovacia. Răspund dacă tu, onorez cel permisioan, domnule academician, președintelui Academiei și președintele meu, noi suntem salariați de Academie acum, Luca Peracovita, care a avut la frizarea din partea universității și se răspunde că astăzi mesarul de la Scărișoara are 8 premiere științifice. Colegul meu pe care l-a lăudat că predea astăzi la două facultăți americane, cartologie, mineralogie și istorologie. A făcut analize. Izotop radioactiv, toriu, potasiu, metoda cea mai precisă de a stabili vârsta unui obiect, unui care depășește aceste elemente mințite. Și astăzi știm exact că ghețarul de la Scărișoara are 3700 de ani. Gheața mai veche de 3700 de 3700 s-a topit pentru că instalarea gheții a fost în ultima glaciațiune acum 16.000 de ani în floare. Ne dăm silința cinstim Academia cum Academia cinstește știința și prin asta memoria savantului Eracovic. Mai am datoria să vă spun două cuvinte despre experiențele de izolare cu încarcerare voluntară.